Bogdan, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și că ești primul meu invitat din noua emisiune. Ciao, Madalina. Mă bucur și eu că sunt prima dată cu tine invitat. Cred că am mai avut noi o emisiune la un moment dat când am fost eu invitat și a ieșit aproape nedifuzabilă. Trebuie să menționăm că acesta este un episod pilot și cine știe dacă se va difuza vreodată. Noi sperăm să se difuzeze, pentru că tu, chiar dacă nu vrei să recunoști acest lucru, ai foarte multe lucruri de spus. Da, cu ce și vrei dacă să ar fi, dacă ar fi să mă întrebi pe mine, cred că foarte mulți tineri ar avea foarte multe lucruri de învățat de la tine. Cu ce vreau să începem? Vreau să începem cu începutul și să ajungem într-un loc în care tu te-ai format și cred că ai foarte multe lucruri să-mi povestești în legătură cu acesta, pentru că acolo ți-ai petrecut o bună bucată din viață, mulți ani de altfel. Capul meu. Acolo cred că te-am cunoscut și pe tine, la școală. La școală ne-am cunoscut, pentru că amândoi am terminat Colegiul Național. Preparandia Dimitrie Țichindeal. Suntem mândri că am absolvit asemenea liceu. Să știi că eu n-am fost toate 12 clasele la Preparandia. Primele două clase le-am făcut în satul Roșia Nouă, Comuna Petriș, locul de unde eu mă trag, și acolo cumva mi-am format eu skillurile astea de viață, am învățat să merg, să dau un grop, să respir și ce-a mai urmat după aceea. A fost destul de ciudat când am ajuns eu la Arad, gândește-te că aveam un dialect de la dățăran. Ce faci, așa, știi? Da. Și ăștia la alții eram la PEDA și toți făcuseră grădiniță. Eu îți dai seama, maica mea mi-a fost învățătoare, toată viața mea până la în clasa 1, atunci nu era clasa 0, până în clasa 1 mi-am petrecut-o acolo și eu, dar nu era grădiniță sau ceva de genul. Și mă uitam așa ciudat la ăștia că au făcut grădiniță și mă gândeam, oare ce naibă au făcut ei la grădiniță? Mai am niște colegi cu care țin și acum legătura, cu care am fost coleg până în clasa 12-a și am foloseam tot felul de chestii așa puțin mai agresive. Ele erau drăgălașe din punctul meu de vedere, că îți dai seama că noi acolo nu aveam noi atâtea jucării. Bine, eu aveam, ăia alas n-aveam. Da, aia era viața. Ai fost mai norocos. Da. Și dacă n-aveau ei, nici eu mai mă jucam cu amele. Adică acolo activitățile erau cartofii, fânul, lemnele, chestii de genul ăsta și copiii erau mult mai bine făcuți și mai puternici la vârsta aceea. Dar care e cea mai frumoasă amintire, nu știu, ce ți-a rămas în minte de pe vremea aceea de la Roșia? Momentele când era așa cald ca și acum și da. mergeam pe dealuri, vedeam animale sălbatice. Făceam și chestii periculoase, cred că primăvara sau, nu știu, cred că primăvara, dacă era să dezgheța fânul și era așa uscat, mergeam la pârjolit. Pârjolitul ăsta era, aveam un stearț, un cauciuc prins într-o bâtă, la care îi dădeam foc și incendiam tot dealul. De seama că noi eram niște piromani acolo, ardeam dealuri întregi, da, acum ne-ar fi băgat la pușcărie pentru toate chestiile aia, dar atunci era ceva perfect normal. Astea sunt două amintiri care îmi rămân așa. Bun, și ai venit la PEDA. Exact. Într-un mediu cu totul și cu totul diferit. Da. Unde ai cunoscut alți oameni, alți profesori, alți colegi? Cât de grea a fost adaptarea ta aici? Pentru mine foarte ușoară, pentru ei a fost mai grea. De ce spui asta? Păi făceam tot felul de năzbâtii, urcam în copaci. Na, dădeam ai fost altfel, ai fost diferit. Ciudățel. Un alt aspect destul de important ar fi faptul că nu ai fost chiar singur la PEDA, adică că ai vrut, că nu ai vrut, ai fost tot timpul urmărit. Da, de maică-mea, care mi-era învățătoare. Ai fost urmărit de mama ta, da. Și asta s-a întâmplat și în
cât timp ți-a fost învățătoare, dar și după, în liceu. Și în liceu, și în general, și acum mai mă uit așa pe stradă și chiar dacă ea foarte departe, îmi dau seama că mai are un ochi, doi pe aici. Și ești urmărit. Da, uite, chiar acum trecem pe lângă școala noastră minunată. Vrei să oprim? Nu, nu vreau, nu. Mă gândeam că... Nu, nici vorbă. Toată ziua o văd. Cred că din cauza asta cu maica mea am rămas un pic traumatizat. Pentru că toată lumea își imagina că am un avantaj că e maica mea acolo, da? Chiar și eu mă gândeam, da, la asta. Nu e un avantaj, pentru că maica mea a controlat temele, maica mea mă certa acasă de ce l-am învățat la școală, tot timpul era așa o presiune pe mine și eu n-aveam o problemă pentru presiunea aia, aveam o problemă că numai eu eram cu presiunea aia, că ăștia la alți părinții, colegilor, n-aveau nicio treabă, pentru că nu știau ce fac ei acolo. Da? Făceam o prostie, îți dai seama că direct acasă ajungeam cu prostia aia. Nu, na, asta a fost la școală. Am intrat cumva printr-o întâmplare, nu... Taică mi era candidat pe ceva lista lor și m-a luat și pe mine să fac poze, să fac tot felul de chestii de-astea pe care eu n-au. Eram mai tânăr și cumva eram avizat să le fac și am început să muncesc, să fiu pe acolo prin campanii, să facem mulți kilometri cu mașina și după aceea am continuat alături de colegii lui. Mi-ar plăcea să-mi spui cum este să formezi un tânăr în direcția asta, cât de greu este. Probabil o să aflu când o să mă formez și eu. Cumva asta e o formare la mine, încercând să ajut, nu știu, tineri din jurul meu. Dar să știi că pe lângă tinerii aia cu care mă vezi tu, am lângă mine și oameni cu care interacționez destul de mult. Și interacțiunea asta cu oamenii nu e una ca și la fabrică. Ai niște mașini, le programezi, ai acolo 5 programe, ăia fac 5 chestii, atâta pot, atâta nu pot. În momentul în care... Eu am două feluri de oameni în jurul meu. Oamenii care muncesc și oamenii care, nu știu, au o problemă sau vor să schimbe ceva, vor să facă ceva. Oamenii ăștia care muncesc cumva... Acum, dacă poate nu v-ați dat seama sau v-ați dat seama, în spatele nostru e și un băiat, Ciprian, da, e acolo ascuns și lui îi place foarte mult fotbalul. Și fotbaliștii au un antrenor. Câți fotbaliști sunt cu tot cu rezervele? 20 cu tot cu rezervele. Și au un antrenor. Antrenorul ăsta îi motivează pe ei, le dă o direcție. Pentru că în momentul în care te concentrezi să faci ceva foarte bine, ai nevoie de cineva să-ți mai dea câte o direcție, să te mai ducă. Pentru că ești ca și un tren de ăla care merge cu viteză foarte mare și la un moment dat trebuie să vireze, trebuie să facă ceva, știi? Da. Acum, nu știu, să fiu hater? Da, putem. Suntem și într-un alt mediu. Da. Nu mai suntem în platoul televiziunii. Ar trebui să ne simțim mult mai relaxat și să vorbim despre... Da, doar despre ce vrem noi. Da, doar despre ce vrem noi. Să mă hatească mult când dacă spun asta. Dar... Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ. Ne-a lăsat bebeluși, am crescut copii, adolescenți, tineri, maturi și după aia îmbătrânim. Noi încercăm să ne schimbăm, nu știu, să ne scoatem ridurile, să, nu știu, ne facem buzele mai mari, să ne scoatem coste sau ce am mai auzit. Să rămânem veșnic tineri. Da, dacă Dumnezeu ne-a dat viața asta și ne-a dat toate etapele astea, ne-a dat cu un scop să ne bucurăm de fiecare. Să ne bucurăm și de copilărie, și de tinerețe, și de bătrânețe, și de toate treburile astea. Tu de 5 ani de zile ești realizatorul unei emisiuni, spun bine? Încă cu tine. Cu mine, așa. Dar vreau să mă excluzi cumva. Da, să te exclud. Adică vreau să vorbim strict de cum vezi tu partea aceasta a televiziunii, cum vezi televiziunea și dacă ai putea, ce ai schimba sau ce ai îmbunătăți? Cred că în 2017 am început să facem emisiunea și m-am gândit că trebuie să fac ceva
să-mi consolidez imaginea, să nu dispar din tot filmul ăsta societății. Și credeam că na, Facebook era prea puțin, e doar o metodă să ne promovăm emisiunea, pentru că degeaba pe Facebook ai o grămadă de prieteni și poți să promovezi o grămadă de chestii, dar nu poți să faci totul din Facebook. Adică pe Facebook trebuie să dai mesajul bun. Degeaba ai Facebook cu 5.000 de urmăritori dacă tu nu știi ce... Nu, Instagram cu 5.000 de urmăritori sau cu 10.000 de urmăritori. Urmăritori sunt și pe Facebook. Da, cu câți urmăritori și prieteni vrei tu și cu like-uri și cu ce vrei tu, dacă nu le dai mesajele bune și ei înțeleg ceva greșit. De asta avem foarte multe vedete negative în România, pentru că cumva atracția asta, aici și prostioara noastră a bărbaților, bine, dacă vorbim de mine, băieți, când vezi una un pic mai așa, te pui să-i dai like, să-i dai follow, ce faci, gagica, chestii de genul ăsta. Să nu mai, să lași, bine, asta aici nu e cazul meu, dar dacă eu sunt un pic hater, dar să o lași pe ea să aibă dreptate, chiar dacă tu știi că nu are și chiar dacă și ea, săraca, na, să meargă într-o direcție greșită. Și în momentul în care ajungem să apreciem doar niște chestii de-astea superficiale, trecătoare, creăm niște vedete care, după ce ajung vedete, încep să ne sperie ce fac. Și te gândești, bă, oare de ce i-am dat eu like sau am urmărit pe Gicu în acum 3 ani? Că nu era așa. Ce s-a întâmplat cu el? Și cumva e pe acolo și vina noastră. Dar să revenim la emisiune, na, ți-a aduce aminte că trebuia să fim 4. Da. Numai că doi aveau bacul. Aveau bacul și, da, aveau și oricum bacul, plecat și, din, da, oraș mai apoi. Plecat din oraș și am rămas noi doi. Și cum era aia cu noi doi? Noi doi și un sac de... Nu mai știu. Tu, eu și o umbrelă. Noi doi. Și am început să ne filmăm promourile acolo sus pe televiziune. Pe acoperiș chiar. Da, atunci domnul Petcuț era la început, da, a venit un alt cameraman care acum și-a schimbat profesia, s-a făcut polițist. Polițist, te salutăm, Raimond. Deci atunci era foarte ușor să ajungi într-o emisiune TV pentru că eram noi. Da, deci da. Eram noi și aveam nevoie de oameni. Îți doreai, da, să n-ajungi, noi te convingeam. Hai la emisiune, mi-aduc aminte că aveam unii invitați care acum nu mai au asemenea tracuri sau așa, tremurau. Nu te dai seama, în prima emisiune să-ți tremure mâinile, picioarele, să te bâlbâi, să te... Da, și imaginau că le distrugem toată viața, că o să apară filmele alea peste tot, dar alea mai amuzante erau cu noi. A fost cumva sub control situația. Dar dacă ar fi să alegi o emisiune, nu știu, care ți-a rămas așa în minte, ți-a plăcut foarte mult, te-ai simțit foarte bine, ai avut un invitat frumos, deosebit, ți-a transmis ceva, ai rămas cu ceva bun, care ar fi aia? Nu știu, poate putem să facem un top așa în fiecare an. Un top. Hai să luăm pe ultimul an, că... Bine, cea mai personală emisiune pe care am avut-o... Da. A fost cu frățiorul meu, Leo. Aia a fost cea mai personală. Îl salutăm pe Leo. A fost chiar prima emisiune. După cea prima emisiune difuzată. Da. Că nu a fost prima filmată, că am mai avut vreo 2-3 înainte. Dar pe aia am difuzat-o. Și dacă o iau așa cea mai interesantă emisiune și unde m-am simțit cel mai bine, ar fi fost aia cu Tibi, psihologul. Mm-hmm. Acolo chiar ne-a băgat un pic în transă și am stat așa foarte cu minței și liniștit și a răspuns foarte bine la întrebări și așa. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, Muta este un simbol pentru Arad, da. Și este un punct de reper. La fel ca și basketul. Da. Este un simbol pentru sport. Dar voiam să discutăm mai mult despre partea asta, pentru că avem mult mai mulți suporteri pe partea UTEI. UTEI, da. Și atunci... Pentru că fotbalul e mult mai popular în România. Cum putem să facem să promovăm mult mai mult echipa? Să încurajăm, să motivăm jucătorii, să motivăm oamenii să cumpere bilete și să-și facă abonamente. Oamenii cumpără bilete, stadionul e plin.
jucătorii îi motivez cu bani, mai nou. Noi suntem în Liga 1 acum, totuși. Suntem între primii, așa. În Liga 1 ai nevoie de foarte mulți bani ca să fii în prima jumătate a ligii. Ca să ai jucători buni, să ai antrenori buni, să ai condiții de joc. Într-adevăr, în Arad ai condiții bune de joc. Și vorbeam de simboluri, cum ducem noi UTA, cum ducem celelalte simboluri. Aradul, pe lângă partea de sport, în care într-adevăr avem două simboluri mari, dar pe lângă, dacă poți să vezi, dacă te uiți un pic în istorie, în Arad foarte multe sporturi unde avem campioni mondiali la tot felul de sporturi. Asta vreau să te întreb. Partea de Mureș e un simbol vechi de-a nostru, de când Mureșul poate era și navigabil, era navigabil, se ducea sare pe Mureș. Știi că mai demult sarea era foarte importantă pentru că nu existau frigidere. Da. Și da, cu sarea se conserva tot. Clar, adică, da. Și veneau frumos cu sarea, bine, vreo 20 ceva de kilometri pe zi puteau să facă pe Mureș cu sarea. Și treceau și prin Arad. După aceea mai avem un simbol mai nou. Poate unii o să mă conteste, dar simbolul nostru industrial în momentul de față e containerul. Deci, și spun de ce. Pentru că Aradul e cumva un nod rutier important, pentru că pe aici trece autostrada de la București la Budapesta, când va fi gata, și vine și partea de autostrada Via Carpatia, care vine de sus și tot pe la Arad se intersectează. Și avem și coridorul feroviar, avem o grămadă de chestii de-astea modulare, avem în zona liberă de la Curtici, unde ai văzut acolo, dacă ai trecut acolo, sunt o grămadă de containere mari, cu tot felul. Deci, transportul ăsta modular pentru Arad este un viitor. Acum știm foarte bine că avem un oraș frumos și că trebuie să-l promovăm, despre asta am vorbit și până acum. Care este locul tău preferat din Arad și ce ai face pe lângă ceea ce avem deja? Cu ce ai venit nou? Cred că locul ar fi undeva pe centru. Pe centru, la cafenele. Da. Nu la cafenele, este un parc, ca să nu dau numele hotelului, un hotel foarte mare, cu sticlă. Are o terasă foarte faină, prea merge lumea pe ea, îmi place și chestia asta. Și okay, da, este un parc, dar nou construit, Parcul Bujor Buda, și îmi place foarte mult în parcul ăla. Bun, ce ai aduce nou în Arad? Cu ce ai venit nou în oraș? Aș face un muzeu al industriei, un muzeu de la de o zi. Știi cum, cum sunt în străinătate? Da. O zi poți să o petreci în muzeu. Aș face un muzeu în industrie în care, gândește-te că noi în Arad am produs de la avioane, la mașini, uzina Marta, pe lângă care cred că vom trece dacă merge tot în față, dar nu e obligatoriu. Producem vagoane, am produs textile, am produs ceasuri, am produs seringi, am produs tot felul de chestii de genul ăsta și am avea o posibilitate foarte mare să facem un muzeu al industriei. Hai să discutăm despre viața de noapte din Arad. Viața de noapte din Arad a fost o viață când, hai să o luăm din momentul închiderii strandului. Știi că mai de mult pe strand era mare petrecere. Toată lumea acolo ieșa. Doar pe strand. Doar pe strand. Nu existau atunci telefoane așa performante, nu era publicitatea dusă la nivelul la care este acum. Strandul, într-un fel, s-a închis din mai multe motive. În primul rând, unu, oamenii din jurul strandului, care stau la blocuri și dorm și așa, sunau la poliție că era muzica prea tare. A doua chestie e că strandul mergea foarte bine înainte să intrăm noi în Uniunea Europeană, când alcoolul și chestiile astea se vindeau altcumva. S-o lăsăm acolo așa. Da. Și condițiile pe strand erau niște condiții, nu știu, pentru comercianți foarte prielnici. Adică pe strand nu este canalizare. Nu sunt niște condiții foarte bune. Și cu presiunile astea adunate și multe altele, cumva
cei care aveau cluburi s-au mutat. Și s-au mutat pe centru. Și am avut niște cluburi mari. Nu știu, am avut Renaissance, am avut Blamuș, am avut Moschea, am avut Burlesu, am avut aici la Mole, era un club relax care nu se punea numai manele la început, înainte se punea muzică ușoară. Am avut un club acolo lângă Mac, Grand Boulevard, am mai avut Nerv, Flex, și acum le mai avem alea. Da, deci Loja, Wings-ul, deci deja ți-am spus o grămadă de cluburi în Arad. La un moment dat, lumea s-a săturat de cluburi. Unii mergeau la Timișoara, s-au descris două de astea, trei mari, au acaparat tot. Și la un moment dat s-au plictisit și de alea. Și am avut așa un declin de câțiva ani, până n-a mai fost, ceau cu orașul mort. Chit că erau petreceri și era un, dacă ți mai amintești, a venit valul ăla cu la sălile de evenimente, veneau tot felul de lăutari, să cred. Da, și erau pline, pline. Da. No, ei erau oamenii din cluburi. Acum s-au săturat și de ele, a venit și pandemia și cumva a dat un restart. Și deja avem 2-3 cluburi în Arad permanente, pline tot timpul. Care sunt punctele slabe la aceste... Punctele slabe? Da. Depinde, ești băiat sau fată? Hai zic pentru o fată că... Pentru o fată. Pregătește-mă pentru un băiat, pe mine. Știm, da. Pregătește-mă pe mine. Pentru o fată, de ce nu ar atrage-o pe o fată să meargă în club? Ce vrea o fată din club? Expunere? Nu spune tu mie că ea se duce că îi place muzica acolo. Nu vreau să generalizez. Într-adevăr, sunt fete care merg în club pentru muzică. Să distreze ele cu muzica asta. Dar muzica o ai și pe YouTube. Mergi pentru atmosferă. Pentru vibe, da. Mergi pentru vibe și pentru expunere. Pentru că dacă ești fată, știi că ceilalți băieți uită la tine. Toți. Și... Da, dar uite, hai să vorbim despre fetele care sunt deja într-o relație, da. Și poate nu-și mai doresc expunerea ele, asta. Eu cred că orice femeie își dorește expunere. A, că să vină unul la tine să, nu știu, să tăbărască acolo peste tine, să... Nu mi se pare o chestie de bun simț. Dar voi mergeți în club pentru expunere, ca și noi. Și noi mergem tot pentru expunere în club, ca să vedem ce mai e, să ne vadă alții, chestii de genul ăsta. Și vibe-ul ăla, care, nu știu, are vibe-ul ăla, putem să-l luăm așa, 50% expunere, 30% e muzică, 10% băutură și 10% prieteni. Eu vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să fii... testul tău. Cobaiul meu, pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem cam așa se întâmplă. Mă bucur tare mult că am ocazia să descoper orașul. Mulțumesc. Mă bucur tare mult că am ocazia să descoper orașul și că am ocazia să descoper orașul cu oameni faini. Și că tu ai fost primul dintre ei. Și mă bucur tare mult că vom fi colegi în continuare. Sigur. Cu toate că presiunea atunci va fi pe tine, doar pe tine. Adică împărțim cumva atribuțiile. Am ajuns la final și trebuie să încheiem această emisiune. Nu știu dacă va fi difuzată sau va fi pentru noi, dar... Probabil că nu, dar na. O să muncim cel mai mult pe ea. Va fi o amintire frumoasă, cu siguranță. Noi ne revedem în curând și până atunci să aveți grijă de voi, pentru că e cel mai important. La revedere!